După cum bine știți, StumbleGuys a făcut un nou update zilele trecute și anume este vorba despre 0.45 în care s-a implementat o nouă hartă, așa numită Rush Hour. Da, și pe această hartă Rush Hour, după cum bine ați auzit, există niște speculații, niște teorii, există niște mituri de fapt, să zic așa, niște mituri pe care noi astăzi o să le încercăm să vedem dacă sunt adevărate sau nu. Sunt câteva, nu știu câte să zic că sunt, dar o să le vedeți în următoarele momente. Deci astăzi testăm mituri pe StumbleGuys, pe Rush Hour, bineînțeles. Ok, deci intrăm acum în match și după cum puteți vedea, avem aici, ne ducem în partea asta în spate, este acest portal și noi, cică, putem să sărim pe Astaroth sau pe treptele astea de aici și să vedem dacă putem sta să rămânem pe ele. Nu, nu este adevărat din păcate acest mit. Sincer, chiar nu știu de ce nu este adevărat, adică, bun, puteam să ajung acolo, dar să mor cum ar veni, pentru că nu mai eram pe astea, dar nu înțeleg de ce nu poți să stai și așa. În fine, al doilea mit, hai să-l încercăm. Avem, suntem tot aici în partea asta, după cum puteți vedea, e chestia asta de aici, din dreptul acestei săgeți cu roz și așa. Dacă sărim noi așa pe aici, știi că putem să rămânem pe asta, ia să vedem. Am sărit, na, nici asta nu este adevărat, din păcate. Chiar era tare ăsta dacă puteai să sari și pe chestiile alea de acolo, deoarece cred că te ajuta mai mult dacă, de exemplu, vrea cineva să-ți dea un pumn sau ceva de genul, habar n-am. Și hai să trecem și cu al treilea mit. Și la final, să vă zic, spoiler, așa, este un mit, mai degrabă să zic un bug, dar poate nu e bug, este un lucru probabil să-l știți majoritatea, dar nu cred că-l știți toți, dar hai să-l încercăm, acela o să fie cel mai greu, de-aia lăsăm la urmă, momentan ne lăsăm pastea și vedem ce se mai întâmplă. Ok, și acum venim și cu al treilea mit. Și că se spune că dacă mergem pe asta din jumate pe aici și ne punem, uite așa, pe aici, ok, sărim, stăm aici la jumate. Și că dacă stăm noi aici fix la jumate așa și stăm pe loc, dacă dăm double jump, așa, bine, nu a fost double jump, dar am sărit toată. Dacă mă duc așa, sar în partea asta și aici când văd umbra trebuie să sar peste ea și n-a mers. Dubla 2. Hai să vedem. Deci trebuie să fiu pe undeva pe la jumate prima oară, să vedem dacă merge totuși acest mit, că eu zic că ar merge, sincer. Deci trebuie să fim pe la jumătate, să ne ducem pe asta pe la jumătate. Deci asta era, nu? Pe asta parcă am stat, da? Nu, ba nu, pe asta, pe asta. Pe asta parcă am stat așa. Deci stau aici, aștept să ajung la umbră. Trec, umbră, sar peste ea. Ați văzut că m-am oprit așa și acum cică aș putea să rămân aici. Na, nu pot să rămâi, mă. Este, adică e fals 100%, nu are nicio treabă acesta, sincer. Spuneți-mi voi dacă puteți să rămâneți acolo prin treaba asta. Am sărit peste umbră, dar tot nu poți să rămâi. Ok, hai să trecem și la al patrulea mit. Și că se spune că pe jumate este cel mai ușor, adică dacă tu stai pe jumate poți să câștigi meciul foarte ușor. Hai să vedem totuși dacă câștigăm meciul pe jumate. Stăm aici la jumătate și că nu sunt atâtea obstacole, dar după cum puteți vedea, primul obstacol a venit fix aici, pe harta aceasta. După cum puteți vedea, asta de se învârte aici, dar hai să vedem totuși dacă putem să câștigăm meciul acesta, dacă este ușor sau nu pe la jumate. Dar, vedeți, ok, văd că, de fapt... Nu, că sunt momentan la egalitate, au fost 2-2, hai să vedem totuși că mai sunt alte obstacole în afară de astea, hai să vedem unde sunt mai multe. Deci au fost momentan egalitate, este momentan, hai să sărim așa, bun. Vedeți că toți au venit aici la jumate, au și căzut băieții ăștia. Dar, mamă, m-am calificat, am câștigat, dar, da, văd că au mai venit niște chestii, dacă ați văzut acum la final, au venit niște lucruri acolo, în țepii ăia. Și nu au venit pe jumate, au venit prin pârți, deci înseamnă că pe jumate este mai... ușor, adică vine prima oară chestia aia care se duce așa și poți să te lovești, ați văzut bariera aia acolo care se mișcă, vine prima pe aia, dar după nu prea mai vine niciuna. Ați văzut că după ajungeau prima oară pe cele din stânga și din dreapta, înseamnă că este un avantaj, deci este adevărat acest mit. Iar înainte să trecem la ultimul mit, la cel mai greu, nu știu dacă o să-mi iasă, sincer, o să stau ceva, sper să-mi iasă totuși dacă stau mult și tot nu-mi iese aie. Dar înainte de toate, înainte să trecem la ultimul mit, hai să deschidem și noi free spin-urile astea, să deschidem și noi lucky spin-urile, să vedem ce ne pică, poate ne pică și nouă legendară, cum ar fi. Apăsați și voi pe butonul de like pentru noroc la aceste spin-uri, vă rog, și subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Hai să vedem ce ne pică gemuri, te rog, rămâi pe gemuri. Perfect, 10 gemuri, ok, hai să vedem cu al doilea spin. Ia, opa, 10 gemuri și am 90, înseamnă că pot să deschid. Opa, da, cred că o să fac în următorul episod. Ia, epic, na, nu s-a dus măcar dute pe token, așa, că ăla mi se pare că l-aveam, dar nu, că oricum mi se pare, cred că dădea mai multe token-uri dacă se ducea pe ăla, că l-aveam. Ok, am 90 de gemuri, de gemuri, corect, am zis.
Mamă, 30 de astea, încă 5 mai trebuie. Dar vreau să vă întreb. Următorul episod vreau să deschid una din astea, deci în 4 zile expiră, asta expiră în 2 zile aproape. Dar vreau să vă întreb. Ce să deschid? Frozen Special Wheel-ul? Dar la Frozen Special Wheel, eu am deja Frozen Valkyrie-ul, ca să știți. Deci nu cred că e profitabil. Dar Pink Wheel sau Amethyst? Scrieți acolo în comentarii pe care să o aleg. Ok, acum trecem la ultimul mit și este cel mai tare mit. Dacă mi iese, că nu prea iese, este foarte greu să iasă, trebuie să stau ceva. Dar, după cum bine știți, sunt niște trambuline pe această hartă, corect? Sunt niște trambuline, uitați-le. Mergem așa pe aici, hai să sărim și noi pe trambuline aici, sper să nu cad. Ok, sărim pe asta, sărim pe asta. Și aici, după cum bine știți, din partea asta vin mașinile și toate astea și noi putem să trecem peste asta, să rămânem acolo pe o platformă și să vedem ce mașini pică și ce de-astea vin ca să... Nu știu, să ne fie mai ușor, să nu ne mai lovească nici oamenii, dar mamă, stai că era să pic, ok, trec așa, hai să vedem dacă merge, stai, sar aici și hai să vedem, sar pe trambulina asta, a, nu mai vine alta, acum vine, hai să sar și pe trambulina asta, vreau să apuc, bă, dar vreau să apuc trambulina acolo, stați puțin că trebuie să mă duc eu repede aici, să apuc trambulinele când apar, să apuc trambulinele pe aici când apar și, Doamne, bă, dacă o țin tot așa, nu o să-l fac niciodată, pe bune. Ok, dubla 2 la cel mai greu, dar cel mai OP mit pe Rush Hour. Hai să vedem. Hai să vedem dacă totuși o să reușim să-l facem, deși nu cred că ați văzut dacă am căzut acolo așa, ce așteptări să aveți, să am de fapt eu, să trec și eu pe astea, da? Cine știe, nu ne lăsăm și sărim așa, vedeți că am ajuns la trebuie să sar cât mai sus. Ia că dacă trec, uite așa, nu, de ce... Hai cu dubla 3, a treia oară este cu noroc, știți bine. Bă, dar e ce mă după mine numai aici, în dreapta, what? Fix aici mă dă mereu. De ce? Oare? Că ar trebui să nu mă dea chiar aici mereu, dar habar n-am. Hai să vedem totuși. Sar pe aici, ok, trambulina. Asta e să sărim pe ea și... Na, nu, mi-a fost frică să sar. Nu cred că ajungeam. Hai să sar pe asta și... Nu, cât aproape, incredibil, dar ați văzut partea aia cum era? Deci hai să vedem totuși dacă mai merge. Nu știu dacă mai merge, sincer. Probabil că nu mai merge, dar a fost aproape. Totuși hai să mai încercăm, că am văzut că aproape ne-a ieșit, dar ați văzut că în partea aia se vedeau ce mașini mai vin și de-astea. Și este foarte bine dacă poți să ajungi acolo, pentru că nu o să te doboare oamenii cu pumnul și cu astea ca în Gang Beast, că harta asta e preluată ca în Gang Beast, cred că. Ceva de genul, dacă știi jocul. Ok, hai te rog acum, hai te rog să-mi iasă. Ați văzut, a fost aproape, dar hai să vedem totuși dacă merge. Bă, poate nu mai merge, poate chiar nu mai merge. Hai să vedem totuși dacă merge sau nu. Deci trecem mai repede să ajungem să numără toți și să prindem și noi trambulina aia la fix acolo la început. Cum a fost asta aici, din păcate n-am prins-o, dar a trecut. Ia, gata. Te rog. Mă, bă, nu cred că mai merge. Cred că nu mai merge, dar ați văzut clar ce se vedea în partea asta, dar nu știu dacă mai merge, spuneți-mi voi în comentarii dacă vă mai merge. Mai încerc o dată, dar nu știu dacă merge, sper totuși să meargă, hai să văd, deci merge, te rog, merge, hai te rog. Hai, pe bune, vreau să fie ultima încercare asta, pe bune, și dacă nu merge, dar n-aș vrea să mă las totuși, dar poate chiar nu mai merge și vreau... Totuși să zic că să nu mai încerc degeaba, știți ce zic? Așa vă pun pe voi să încercați să-mi spuneți dacă mai merge sau nu. E ok, am ajuns aici, suntem pe partea asta și avem... Opa, cum s-a văzut trambulina aia acolo și sar. Bă, nu cred că mai pot să sar unde ai ajuns ca să ajungi acolo. Sau nu, cred că mi se pare că trebuie să am piciorul ca să mă duc mai repede și eu n-am emote-uri. Asta e toată treaba. Cred că totuși, nu știu, spuneți-mi voi acum în comentarii, nu o să mai încerc. Probabil nu mai merge sau probabil trebuie să am eu piciorul neapărat, dar spuneți-mi voi, merge sau nu? Scrieți acolo în comentarii, încercați-l și scrieți acolo și spuneți-mi, chiar sunt curios dacă mai merge sau nu acest lucru. Din păcate, cred că mie nu merge, cred că trebuie să am emote-ul. Dar scrieți voi, dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys în care testăm mituri sau ce vreți voi, scrieți acolo în comentarii ce idei mai vreți să mai facem pe Stumble Guys. Dacă mai vreți, dați un like, subscribe, dacă nu ați făcut-o și v-am zis. Lăsați acolo în comentarii ideile voastre și dacă merge acest mit.